Salutare tuturor! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre cum scoatem staza de pe zona epigastrală, adică cum o să scăpăm de refluxuri, cum o să scăpăm de dureri de pe zona epigastrală. Vreau să readuc aminte că acest masaj se face după ce am scos staza de pe zona hepatoduodenală, de pe zona pancreasului și apoi trecem la zona epigastrală. Eu acuși în câteva clipe o să trec exact să o arăt, dar eu am vrut să dau așa o informație. Că în aprilie, la sfârșit de aprilie, eu am trecut un examen pe organele abdomenului și eu am rămas absolut încântată de ceea ce am văzut. Adică eu, făcând de luni de zile masajul ăsta visceral, dar studiindu-l cam de un an, cam aproape de un an, poate un an și, fiindcă înainte de a aplica pe mine, eu l-am studiat câteva luni și apoi am trecut, fiindcă totuși aveam așa o neîncredere, nu știam că da, că nu, poate să nu fac cumva cum trebuie, dar aveam așa un simț că merg pe linia dreaptă, așa o presimțire că merg pe linia dreaptă. Eu am vrut să zic că medicul a zis, wow, Carolina, organele tale sunt ca noi, adică eu chiar nu m-am așteptat, eu m-am așteptat la un rezultat bun, dar nu atât de bun. Acum, o altă remarcă ce am vrut să spun, că e că noi vorbim de durerile astea, mă doare stomacul, mă doare stomacul. Păi, pe lângă aceea, că noi avem, de exemplu, minunată semințe de in, suspensia de semințe de in care ne scoate durerile de pe stomac, dar eu am vrut să zic că, fiindcă tema astăzi e masajul visceral, nu e alte soluții naturopate care ar ajuta la stomac, eu am vrut să zic că medicii acționali, nu din medicina alopată, care te tratează doar cu medicamente, da? Ăștia alți medici, din medicina funcțională, ei parcă ar fi în două taberi diferite. Un medic zice așa și altul zice, unul zice alb și altul zice negru. Păi ce am vrut să zic? Ei zic așa, stomacul își reface țesutul în interior 100% în 5 zile. A finisarea a 5-a zi, el e 100% refăcut. Începând cu ziua a 6-a, dacă tu nu ți-ai refăcut stomacul, înseamnă cu siguranță ai probleme de nerv, de stres, de oarecare alte probleme în abdomen, dar sigur nu legate, ia ca însuși gastrita propriu zisă. Eu zic că noi trebuie să abordăm, să începem o altă abordare a tratării decât să mergem tot pe calea în care tratăm 20 de ani și tot nicăieri nu ajungem. Acum eu am să trec imediat la masajul visceral. Așa. Vede bine? La subșol găsiți toate masajurile anterioare, vorbim de zona hepatoduodenală, vorbim de zona pancreasului, ca să, și la fel ca și beneficiile care le aduce masajul visceral. În câteva clipe să readuc aminte. Ținem mâna în jos, de la intersecția de unde mâna și cu obelicul nostru tragem o linie, unde intersectează cu asta, acolo se află vezica noastră biliară îndreptată în sus. Două dești în dreapta, două în sus, se află sfincterul odii, asta e exact trecerea pe unde din pancreas fermenții se scurg în duoden. Noi bine, bine eliberăm toată zona asta, o trecem iar în sus, eliberăm bila, trecem. După aia ar fi bine poate să masați intestinele, dar deja însuși felul că dumneavoastră o să scoateți toată staza asta, o să elibereze bine bilul, o să elibereze bine pancreas. În general, o să dispară colita în general, abdomenul o să devină plat, absolut plat, fără niciun fel de balonare, ceea ce, mă rog, are impact și asupra bolilor autoimune, dar asta e cu totul altă temă. Acum noi vorbim de masajul visceral. Așa, ce facem noi? Noi luăm două degete și le plasăm exact sub coastele noastre. Le plasăm și le apăsăm în interior. Eu știu, un centimetru, doi, cât vreau să spuneți. Normal, e o zonă unde doare pe foarte multă lume. Pe foarte multă lume. Doar că secretul e așa de simplu, doar în apăsare și în a ține un minut, două. Adică, eu zic așa, ținem un minut, îi dăm drumul în cazul în care nu i-a trecut. Dacă vă doare tare, nu apăsați atât de tare. Haideți să scoatem staza câte puțin, nu facem ravage din prima. Apăsăm, ținem, pe mine clar că nu mă mai doare, dar eu arăt. Apăsăm, ținem, ne coborâm un pic mai jos și asta, pe lângă cei care aduce beneficii pentru zona epigastrală, și o să scoată staza de pe sfincterul esofagian inferior, o să fie și un masaj bun pentru diafragma noastră.
ce am vrut eu să atrag atenție? Că e ca de exemplu noi ne ducem la medic. Presupunem că persoana doare stomac, duodenul, eu știu ce-l doare, el se duce la gastrolog. Ok, pe ușă e scris gastrolog, dar medic diferă. Un medic e foarte bun, altul nu e chiar bun. Că medicii sunt toți oameni, astea tot profesii, cum există buni profesori și nu chiar buni, buni șoferi și nu chiar buni, buni constructori și nu chiar buni, ca și orice altă profesie sau... Asta nu înseamnă că dacă e scris cuvântul medic, asta e ceva, wow, el e medic. Păi el e om ca și toți oamenii. Și mai uitați-vă și la energia lui dumneavoastră. Îi simțiți vibrația. El a adia a sănătății. El având toate organele, dacă el e gastrolog și având toate organele interne în ordine, el trebuie să aibă o energie să rupă. Dar cum rupe el dacă el abia cară picioarele, tu uiți la pielea lui obosită, energie nu are, aceea nu are. Păi ce fel de gastrolog e el? Eu zic... Ne uităm și ne ascultăm și intuiția noastră, ne uităm cum vibrează omul ăsta. Noi îl credem așa, nu ca creier, dar ca suflet, sufletul nostru. Crede sufletul lui, în sens că e în stare acest om pe mine să mă trateze, chiar având diploma de medic. Acum, eu zic așa, pe lângă toate astea, că alegem chestia, că ne ducem la medic sau alegem că ne ducem să facem, să găsim poate un masaj suițiu să ne facă în oraș sau poate găsim cu denumirea de masaj visceral, exact un profesionist, super, asta e varianta ideală. Dar oricum, doar noi suntem în stres continuu și bine să ne învățăm singuri, fiindcă impactul o să-l simțiți, o să aveți și energie, în general o să aveți niște beneficii și eu prin asta chiar vreau să spun că eu vreau să aduc mari mulțumiri canalului YouTube care permite oamenilor care au primit ceva bun de la canalul ăsta, bun pentru ei, să poată să ofere înapoi. Adică eu nu vreau să fiu pentru univers doar consumator. Eu vreau să mulțumesc canalului YouTube, într-adevăr, că atâtea multe am învățat de la YouTube și atâtea multe lumea, mari profesori oferă. Eu enorm de mult mulțumesc, fiindcă mai departe pot și eu să servesc cum bun pe cineva și să ofer ceea ce am învățat eu, cu atât mai mult că mie mi-a luat asta luni și luni și luni de zile, acum eu doar le ofer la gata, cu atât mai mult că poate eu sunt mesagerul. Aveți șansa singur să pați, să verificați, să explorați internetul, doar eu, în cazul dat, pot fi și mesagerul care vă dau informația care trebuie. Și încă o mică remarcă. Am vrut să zic de... Este foarte bine să ne binecuvântăm ziua. Foarte bine să ne binecuvântăm ziua. Chiar dacă măcar o secundă în zi, putem să ne punem poziția goșu, poziția de intenția de vindecare. Creierul nostru trebuie să înțeleagă că noi vrem să-l vindecăm. Doar este corpul nostru și el tot vrea să fie iubit așa cum și sufletul fix așa vrea să fie și corpul iubit. De-aia eu și zic că bine ar fi să ne acordăm nouă un pic de atenție, ocupă foarte puțin. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, sper că vă este de folos, dar eu știu că asta e de folos, doar de că dacă am găsit acele cuvinte ca să vă conving că asta chiar este de folos, dar nu neapărat să mergeți pe varianta mea, dar eu doar iarăși să servesc ca mesager. Pentru data viitoare eu fac un video care arată acțiunile mele în momentul unei arsuri și ce proceduri fac eu. Eu vă mulțumesc frumos și o zi cât mai frumoasă în continuare. Sănătate!